Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, ca invitat, este Monica Marin, realizator, moderator al emisiunii Secretele Succesului la Ploiești TV și, de asemenea, consilier dezvoltare personală cu multă experiență didactică. Și, bineînțeles, cred că v-ați dat seama, dacă am pomenit și numele emisiunii pe care o moderează și pe care o realizează Monica Marin, vom vorbi despre cartea Avantajul Fericirii. De ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Eckhart, o carte publicată în portofoliul editurii Herald, o noutate editorială despre care am mai vorbit și cu alți invitați și cu siguranță vom mai vorbi despre această minunată carte, Avantajul Fericirii, de Sean Eckhart. Sean Eckhart, un celebru speaker motivațional, internațional, cu multe conferințe ținute la TEDx, care, iată, vorbește pe principiile psihologiei pozitive și aduce în această carte cele 7 principii esențiale. Monica, din cele 7 principii pe care le enunță Sean Eckhart în această carte, cu care ai rezonat tu, aș spune, prin prisma tipologiei tale personale, prin prisma experienței tale de viață, dar și a experienței personale, pentru că tu mi-ai mărturisit că ești o adeptă a psihologiei pozitive și a optimismului. Iată, deci, cu care dintre principiile lui Sean Eckhart rezonezi? În primul rând, bine te-am găsit, Sorin, și mă bucur să mă aflu aici. Și în al doilea rând vreau să spun că rezonez cu întreaga carte. Pentru că sunt foarte importante toate aceste principii ale fericirii și cât de bine ne-ar fi în viață dacă am reușit măcar câte puțin din aceste principii să avem în viețile noastre sau să fim conștienți măcar de importanța acestora și să le adoptăm în momentul în care avem nevoie. Pentru că eu sunt o fire deschisă, pentru că sunt o fire pozitivă și pentru că îmi place să văd binele din oameni, acest principiu pe care urmează să-l spun este cel cu care am rezonat încă de la început, de când am privit cele 7 principii ale avantajelor fericirii, și acesta este investiția socială. Din perspectiva mea, este un element cheie în viețile oamenilor, pentru că noi suntem firi sociale. Noi nu am putea reuși să avem succes dacă nu am avea relații armonioase cu cei din jur, dacă nu am avea în jurul nostru oameni care să ne ajute să creștem, oameni care să ne încurajeze, oameni care să ne arate unde mai avem de învățat, oameni care să ne apese butoanele în momentul în care poate nu suntem îndeajuns vindecați pentru a merge pe drumul misiunii noastre. Sunt oamenii din jurul nostru, din perspectiva mea, sunt acele centuri de siguranță care nu te lasă să cazi. Și în momentul în care ai nevoie de ajutor, decât să te interiorizezi, decât să stai, să te frămânți, mai degrabă spune unui om poate specializat sau unui prieten bun ceea ce ai pe suflet, astfel încât să te ajute cu o perspectivă. Nu să-ți schimbe, poate, situația, că nici nu trebuie să se întâmple așa, pentru că tu e nevoie să treci prin anumite experiențe, să înțelegi ceva. Dar oamenii din jur, Sorin, mi se par cei mai importanți în creșterea și dezvoltarea noastră, pentru că nu vom putea să ne dezvoltăm doar de unii singuri. Și în pătrățica noastră, singuri, s-ar putea să fim cei mai tari, să fim eroi, să fim supereroi. Și în momentul în care dăm de ceilalți, nu mai este așa. Lucrurile sunt schimbate. Și atunci e nevoie de ancore, de oameni ancoră care să ne ajute să creștem. Și mi-a plăcut foarte mult acel experiment cu pompierii cu labirintul focului pe care l-am întâlnit în carte și mi s-a părut esențial pentru a înțelege cât de important este să ai o legătură trainică cu cineva în viață ca să nu te lase deoparte, să mergi în foc și să te învârți în jurul acelui subiect al vieții tale, până în momentul în care
se va găsi cineva, poate, pus să te salveze sau până în momentul în care te vei nimici tu pentru că nu ai cerut ajutorul sau că nu ai creat aceste relații. Acesta mi se pare principiul cel mai important. De ce recomanda această carte? O, Doamne! Cât timp avem la dispoziție? Cât vrei tu. Nu, cât vrei tu. Până ne scoate zoom-ul afară. Da? De ce aș recomanda această carte? Aș recomanda-o pentru că, din perspectiva mea, fericirea este coroborată cu succesul. Nu poți ai succes dacă nu ești fericit. Nu poți ai succes dacă nu ești fericit cu tine. Nu poți ai succes dacă nu ești fericit în fiecare clipă a vieții tale pentru că trăiești, pentru că ești ceea ce ești și pentru că ești valoros. Nu cred că poți atinge succesul dacă ești nefericit. Nu cred că poți atinge succesul dacă te uiți doar la lipsurile vieții tale. Nu cred că poți atinge succesul singur. Nu cred că poți atinge succesul fără disciplină. Și toate aceste aspecte sunt ilustrate în carte. Și toate aceste aspecte îți scot în evidență faptul că fericirea este un avantaj, este un atu în viața ta pentru că te poate aduce mai aproape de ceea ce îți dorești și în același timp te ajută să profiți de viață în fiecare zi. Și mi se pare esențială pentru că sunt foarte multe conștientizări în carte. Sunt foarte multe aspecte preluate din viața de zi cu zi care sunt expuse foarte, foarte subțin și pe înțelesul tuturor și cu siguranță este măcar o situație cu care cineva poate rezona și măcar o situație în care se regăsește și o situație în care spune, băi, dar uite, e o altă perspectivă asupra lucrurilor și uite, aș putea să văd și eu asta. Sau cineva ar putea rezona chiar în acest moment cu o situație, ar putea găsi o soluție la o provocare pe care o are în viața lui în cadrul acestei cărți, care mi se pare esențial un manual al fericirii cu adevărat, nu doar un avantaj al fericirii. Și aș mai adăuga eu la cele, aș completa la cele spuse de tine, faptul că Sean Acor, și lucrul acesta se vede și în conferințele pe care el le-a ținut și lucruri pe care le-a avut cu studenții de la Universitatea Harvard, faptul că are foarte mult umor. Are foarte mult umor. M-am uitat la câteva filmulețe cu el, la aceste conferințe și tot discursul său era presărat pe aici colo cu exemple comice, umoristice, care până la urmă și ele fac parte din viața noastră. Spuneai puțin mai devreme că un om fericit, sau de fapt un om de succes, nu poate fi de succes dacă nu este fericit. Fericirea garantează succesul sau invers? Depinde ce înțelegi prin succes, depinde ce vrei de la viață și depinde cum vezi succesul. Dar fericirea poate garanta succesul pentru că te poate pregăti sufletește pentru a deschide brațele oportunităților și respectiv succesului. N-a zice neapărat că poate garanta succesul, pentru că poți fi un om fericit, dar nu poți fi un om de acțiune. Dar dacă nu ești un om de acțiune în vreme ce ești un om fericit, s-ar putea să nu ai succes. Și atunci este fericirea un element esențial în atingerea succesului, dar din perspectiva mea nu este unicul element care să te ajute să atingi succesul. Ai nevoie și de acțiune, dar această acțiune, dacă o faci din starea de fericire, poți atinge succesul. Deci, cumva, fericirea în drumul spre succes poate să fie un punct de plecare foarte important și un companion în această călătorie spre succes care să-ți garanteze o stare de bine din care să faci lucrurile și care să te ajute să fii mulțumit cu tine și motivat și să parcurgi acest drum al succesului. Eu așa văd lucrurile. Aș vrea să ne împărtășești, apropo de relația aceasta de interdependență, aș numi eu, între succes și fericire, să ne împărtășești câteva idei din experiența profesională, și aici mă refer din postura de
realizator TV, oameni care au venit la tine în studio cu povești de viață, să le spunem, pentru că emisiunea se numește Secretele Succesului. Și mă gândesc că poate sunt pe lumea asta, au fost și sunt în continuare oameni de mare succes, dar, și când mă refer la succes aici, mă refer cu precădere la zona materială, adică mergem pe ideea de a avea, de acumulare. Și poate că pentru fiecare contează ceva. Pentru unii contează succesul profesional și recunoașterea, validarea socială, poate mai mult decât cea financiară. Pentru alții numai cea financiară, sau am cât mai mulți bani. Iar la alții poate să existe un echilibru între fericire, în relația fericire-succes. Adică nu-mi doresc neapărat, decât, eu știu, strictul necesar sau anumite lucruri care mă ajută să am o viață mai ok și mai ales aici mă refer la confort. Da? Nu știu, o casă, o mașină, vacanțele și călătoriile, care oricum, clar, vacanțele și călătoriile ne ajută foarte mult din punct de vedere psihologic, din punct de vedere psihic și emoțional. Așadar, ce ți-au împărtășit invitații tăi legat de fericire și succes? Legat de fericire și succes, și că am avut foarte multe povești de viață și îmi doresc din suflet ca în continuare lucrul acesta să se întâmple, pentru că am cunoscut o mulțime de oameni de succes în anumite domenii care au împărtășit din experiențele lor de viață. Și apropo de ceea ce m-ai întrebat tu mai devreme, cei mai mulți dintre cei care au fost prezenți în cadrul emisiunii sunt oameni care au pus pe primul plan fericirea personală, alinierea cu valorile personale. Și în plus de aceasta, investiția socială de care vorbeam mai devreme, dorința aceasta de a contribui la lumea din jur și abia mai apoi să aibă o bunăstare și o abundență financiară. Deci, primordial, în rândul oamenilor pe care i-am avut alături de mine acolo, a fost să aibă liniște, pace, să fie aliniați cu valorile lor, să fie fericiți în culise și nu pe scenă doar, și abia mai apoi, după ce toate acestea au fost atinse, să fie și alinierea cu abundența financiară. Dar niciunul dintre cei care au fost prezenți nu au pus banii pe primul preț, pe primul plan. Am avut și antreprenori mulți care sunt atât în mediul online, cât și în diverse activități fizice. Nici măcar ei, sau cu atât mai mult ei, nu au pus pe primul plan banii în momentul în care s-au gândit la bunăstarea vieții lor. Au pus în primul rând pacea interioară, liniștea, bucuria, fericirea și abia mai apoi bani. Este nevoie de un echilibru din ceea ce am sesizat de-a lungul poveștilor lor de viață, dar ce m-a impresionat și mă impresionează de fiecare dată este faptul că se pun pe ei în centrul vieții lor, se gândesc la ceilalți și abia mai apoi se gândesc la bani. Deci cumva pe acest podium gândul la ei este pe primul loc, contribuția, investiția socială este pe locul 2 și banii abia pe locul 3. Pentru că mai devreme, într-o intervenție anterioară, ai pomenit de cuvântul oportunități. Cum se împart oamenii din această perspectivă? Și aici mă refer la cei care, să spunem că găsesc oportunități de creștere și dezvoltare chiar și în perioade de criză și cred că asta de fapt reprezintă o mare provocare. Dacă poți, de exemplu, să găsești oportunități de ocazii de creștere, de dezvoltare într-un mediu, să zicem, propice, prielnic, cât de cât. Uite că ultimii
2 ani, criză existențială, criză sanitară, medicală, criză economică, financiară și uite că din păcate lucrurile continuă. Sunt și persoane care au avut acele resorturi interioare și au avut acel echilibru interior să găsească aceste oportunități de creștere chiar și în vremuri tulburi, hai să le spunem așa, că tot am mai folosit în alte contexte sintagma aceasta, față de persoane care au dezvoltat anxietate, au ajuns la depresie, atacuri de panică. Știu, eu aveam o glumă de 2 ani încoace, psihologii și psihoterapeuții se bucură, din punct de vedere financiar, că au foarte mult de lucru. Da, să știi că am auzit asta, am o prietenă psiholog și mi-a zis că în ultimii ani a avut mult mai mult de lucru decât a avut în anii anteriori, dar vezi tu că e mai mult de lucru pentru că este o panică, din perspectiva mea, negestionată, corespunzător, dar aici este o altă discuție și voi răspunde punctual la ceea ce tu m-ai întrebat, pentru că se leagă de un principiu expus în carte, acela al căderii ascendente. Și acesta era pe locul 2 în viziunea mea, pentru că în momentul în care ai căzut, ai două variante. Să cazi mai mult decât atât, asta dacă ai unde, sau să urci. Este mult mai ușor să găsești motivele pentru care ți se întâmplă ție ceea ce ți se întâmplă și este mult mai ușor să te victimizezi decât să încerci să găsești soluțiile. Repet, este mult mai ușor, dar deloc productiv. În schimb, este îmbucurător și evolutiv să te gândești spre ce poți face în acea situație pe care o ai. Și aici aș expune un aspect din carte, ce mie mi-a plăcut foarte mult, o pildă foarte scurtă legată de vânzătorii de pantofi din Africa și este o dublă viziune a ceea ce tu ai transmis mai devreme. Este o situație disperată a unui om care nu vede nicio oportunitate acolo și el, în momentul în care ajunge ca vânzător de pantofi în Africa, spune faptul că aici nu se poartă pantofi și este o situație disperată. În același timp, este o altă mentalitate de creștere ce spune este o oportunitate strălucită. Aici nimeni nu poartă pantofi. Nimeni nu are încă pantofi, ceea ce înseamnă că este o oportunitate de creștere. Și vezi cât de importantă este viziunea pe care o ai asupra lucrurilor. Este aceeași situație și tu o poți face cu mintea ta bună sau rea. Tu poți crea cu mintea ta contextul de creștere sau de involuție sau de stagnare pentru tine. În momentul în care tu ești jos, în prăpastie, n-ai unde să te duci mai jos. Fii fericit că ești împins de viață, că tu nu ai avut ochii, minții deschiși până atunci să vezi că n-a fost bine, poate, unde-i fost. Ești împins de viață să crești. Ești cumva constrâns să urci, să evoluezi. Și ăla e momentul în care ai posibilitatea să ajungi acolo unde poate ți-ai dorit de mult, dar n-ai avut curajul. Așa că eu văd în toate aceste oportunități creștere. Pentru că nu ai cum să evoluezi dacă nu îți dai voie să vezi lucrurile bune pe care le poți face în acea situație. Și slavă Domnului că există. Și în momentul în care vezi ceea ce poți face bine și vezi lucrurile și din altă perspectivă și înțelegi că totul se întâmplă spre binele tău și ca să-ți fie ție bine, poate și acum și mai departe, lucrurile se schimbă cu totul. Eu cu totul și cu totul altă viziune. Practic, ai un mod pozitiv de a interpreta lucrurile. Pentru că le poți vedea pesimist sau le poți vedea optimist. Știe, pe principiul mi-a venit în minte pe principiul nevoia te învață. Aceste oportunități te
te pot împinge spre lucruri nebănuite, adică lucruri pe care tu ți le-ai dorit, dar la care nu te-ai gândit să începi să acționezi. Și este această oportunitate, mă gândesc, este ca un fel de, apropo de nevoia te învață, găsești în oportunități aceste ocazii de creștere și de dezvoltare. Adică faptul că reușești să vezi poate lucruri noi unde altcineva nu le vede. Exact, exact. Știi, dar uite, asta ține de exercițiu, pentru că pot fi lucruri extraordinare care pot ieși dintr-o situație care nu e tocmai favorabilă, dar contează ca tu să ai starea mentală să le vezi și să-ți dorești asta și să fii conștient că dacă tu te uiți spre soluții și nu spre lipsuri și spre lucrurile negative, îți vei îmbunătăți viața și vei ajunge la acea fericire. Asta trebuie să fie permanent și este un lucru care ține și de disciplină. Pentru că vezi acum o situație în mod favorabil, dar degeaba o vezi doar acum, dacă ți se mai întâmplă alte 10 situații și le vezi tot în mod negativ. Și atunci ține de disciplină, ține de o viziune optimistă asupra lucrurilor și ține de găsire. Întotdeauna există soluții. În orice situație există soluții. Pentru orice există soluții, doar să fii setat așa și să te gândești că totul are o soluție și un scop pentru care ți se întâmplă. Și da, exact, și cred, concluzionând spre final, cred că oportunitățile te scot cumva și din zona de confort. Dacă erai într-o zonă de confort, liniștit, uite, știi, mă gândeam acum la cei care au trăit în urmă cu mai mulți ani în zone din acestea defavorizate și care au luat, nevoiți fiind, nu că și-ar fi dorit, au luat drumul străinătății și au ajuns să lucreze prin Spania, Italia, Portugalia, dar deși au fost poate departe de casă și de cei dragi, mă gândesc acum mai ales la cei care aveau copii, cu toate astea, iată, nevoia i-a împins și au ajuns să facă lucruri pe care nu s-au gândit că le-ar putea face și care să le aducă, bineînțeles, un venit cu care să își ridice o casă sau să-și cumpere o mașină sau să viziteze anumite țări. Deci, iată, mi se pare un lucru extraordinar. Pentru că nu mai avem, din păcate, timp, dar noi vom discuta și vom relua acest subiect și în emisiunea ta, Secretele Succesului, și pe această cale îi invit pe cei care ne urmăresc să urmărească în zilele următoare și emisiunea ta. Dragii noștri, a fost alături de noi Monica Marin, realizator, moderator al emisiunii Secretele Succesului la postul Ploiești TV și de asemenea consilier dezvoltare personală cu experiență didactică. Am vorbit pe marginea cărții Avantajul Fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Ecor, o carte publicată în portofoliul editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Monica, pentru lucrurile prețioase pe care ni le-ai împărtășit și din experiența de viață, dar și din experiența profesională. Dragii noștri, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!